Bună seara, eu sunt Mirela Retegan, vin de la Piatra Neamț, unde aseară am avut o sală de 1000 de spectatori, părinți și copii. La Piatra Neamț am ajuns de la Deva, unde am avut dați 1000 de părinți și copii. Între ele am mai trecut și pe la Observatorul Antenei 1 să promovăm un spectacol de la sfârșitul lunii și astăzi am vrut neapărat să ajung la voi, pentru că anul trecut am fost la conferințele Eleven din București și acolo m-am îndrăgostit de Teddy Nicula, pe care voi o să-l vedeți la sfârșitul acestei prezentări și o să înțelegeți de ce de un an de zile aștept să mă reîntâlnesc cu el. Dincolo de asta, unde-i Sedi? Unde-i Sedi? A dispărut Sedi. Nu știu cât o să-l țineți minte că am fost eu, că a fost Alice, că a fost Ionuț, dar cu siguranță pe Sedi o să-l țină minte toată lumea. Sedi, vină încoace. Hai, hai, repede. Vă rog să-l aplaudați. Ești super. Ești minunat. Ești frumos. Ești prezent. Ești atent. Doar atât am făcut și a zburat sticla cu apă la mine. Sedi, ce vrei tu să te faci când o să fii mare? Cântăreț. Bun, bravo! Mulțumesc frumos! Mulțumesc mult! O să pornim de la discuția de la vis, nu de la vise, pentru că fiecare dintre noi avem, atunci când suntem mici, un vis. Fiecare vrea să se facă ceva. Sebi vrea să se facă, atunci când va fi mare, cântăreț. Eu mi-am dorit să mă fac educatoare. Educatoare pentru că mă visam în ziua de 1 martie cu pieptul plin de mărțișoare și cu brațele pline de flori și pentru că toată viața am iubit copiii. Nu mi-a ieșit asta cu educatoarea pentru că eram slabă la matematică, așa că n-am intrat la pedagogic. Am vrut să mă fac actriță, nu eram nici suficient de înaltă, nici suficient de frumoasă, nici suficient de orientată, așa că nu mi-a ieșit nici asta. Și m-am făcut jurnalist, așa cum ați auzit deja din prezentare. Am făcut BBC, am făcut știri foarte serioase, am făcut presă în adevăratul sens al cuvântului, dar abia așteptam să termin o relatare 96 la alegerile la care ieșise Constantinescu, să vină sâmbătă dimineața să fac un copil care avea vârsta lui Sebi, microfonul copiilor la radio, prima emisiune de radio pentru copii pe care eu am inventat-o în 1994. Plecând de la visul meu de a mă face educatoare, aș vrea să vă gândiți fiecare dintre voi ce ați vrut să vă faceți atunci când erați mici? Mai țineți minte? Ce vrea fiecare? Cine vrea să facă doctoriță, bucătăreasă, mămică, prințesă? Asta cu prințesa e și mai greu un pic. Foarte puțini dintre noi, din păcate, ne urmăm visul, pentru că apar tot felul de trenuri, apropo de ce spunea puțin mai devreme primul speaker, și nu întotdeauna urcăm în trenul care trebuie, urcăm în trenul care ni se pare cel mai potrivit în acel moment. Este despre oameni frumoși și poveștile lor, Eleven. Câte capitole are povestea vieții voastre? Povestea mamei mele are câteva capitole și sunt denumite cam așa. Am copilărit într-un sat din Bistrița Năsăud, m-am măritat, am făcut două fete, am mers la servici, am ținut casa, m-am pensionat, mi-am crescut nepoții și aștept să se închidă capitolele. Eu am luptat toată viața să nu am aceste capitole. Am luptat chiar cu mama mea împotriva faptului că ea considera că așa cum își scrie ea povestea e corect. Eu mi-am dorit mult mai mult de atât. Drept urmare, am făcut ceea ce mi-a tăiat capul și din fericire, mulțumesc bunului Dumnezeu, m-a tăiat bine. La 19 ani, când mama era convinsă că eu mă duc la meditații la Cluj pentru că vreau să mă fac profesoară de istorie, am fugit de acasă cu primul bărbat din viața mea, care citea Zenobia lui Gelu Naum și mă convinsese că o să trăim într-o scorbulă, fericiți toată viața și o să ne hrănim cu ce ne oferă pădure. 5 ani am crezut în continuare asta, m-am și măritat cu el. Din fericire, da, și-am învățat, făceam zacuscă, mă duceam în pădure, culegeam hribi. 20 de ani, chiar pot să crezi că o relație se poate construi într-o scorbură și să ne hrănim cu ce ne dă natura. Într-o zi mi-am dat seama că nu voi fi niciodată nevasta aceea și că e un efort foarte mare pentru mine să fac toate astea, chiar dacă îmi făcea plăcere până la un punct. Așa că am ales să merg mai departe și să scriu un alt capitol din viață. Ăla cu nevasta l-am încheiat repede. Adică m-am măritat la 20, am divorțat la 22, am închis capitolul. Și am trecut la capitolele următoare. Am trecut la capitolul profesie.
Și m-am dus spre media pentru că simțeam că încolo mă trage ața, pentru că aveam sentimentul că pot să mă adresez cu ușurință oamenilor, că mă pot face înțeleasă și poate chiar am ceva de spus. M-am dus la o televiziune locală din satul mare, eu sunt ardeleancă, născută la Dej, trăită în Cluj foarte mulți ani. M-am dus la un director de stație locală și i-am spus, sunt mai bună de 10 ori decât toți oamenii tăi, dă-mi o șansă să-ți demonstrez. Și el a zis, păi ce ai mai făcut? N-am mai făcut. Cum, n-ai mai lucrat? Nu, n-am mai lucrat niciodată în acest domeniu, dar știu că sunt foarte bună. Asta se uită la mine și a zis, ok, bine, stai pe aici. După o lună aveam propria mea emisiune, se numea Tineri pentru Tineri, în care am avut asistenți, niște băieți foarte drăguți, niște elevi, cu care am făcut treabă foarte frumoasă și a fost primul pas în ceea ce urma să fac mai departe din punct de vedere al jurnalismului. Apoi m-am specializat în jurnalism de știri, am făcut școala BBC, am devenit un jurnalist foarte serios și convinsă că eu voi schimba România. Deci eram convinsă că eu voi schimba clasa politică, eram convinsă că am un rol important în această societate, eram convinsă că trebuie să respect adevărul, până într-o zi în care a venit un președinte de partid, mi-a pus mâna în gât, m-a lipit de perete și a zis, cine aia mătii ești, să-mi strigi socotelile, ori iei de la mine 3.000 de euro pe lună și taci, ori dispari. I-am zis, nu pot să iau de la tine 3.000 de euro pe lună, pentru că eu la Revoluție eram în stradă și aș vrea să mă uit în ochii copilului meu atunci când o să crească, așa că am dispărut. Și la 36 de ani am schimbat tot, am plecat din satul mare în București, lăsând casă, lăsând o poziție foarte bună, eram directorul unei rețele de radio, un salariu foarte bun și cei care trăiți în orașele mai mici, nu în București, știți că dacă ești un om cu o notorietate foarte puternică, din două telefoane ai rezolvat orice problemă. Venea directorul spitalului să mă consulte dacă eram bolnavă. Ei bine, am renunțat și m-am mutat în București și ca să-mi fie mai ușoară trecerea, m-am dus la Național TV și Național FM, care tocmai se inventau, pentru că știam că vor fi foarte mulți ardeleni și mi-era foarte frică, nu știam zona de sud, venisem de câteva ori în vizită, am zis o să fie oameni de-ai mei, măcar aud accentul ardelenesc, o să vorbească cu eu, cu ioi, cu mai în jură câte unul pe limba noastră. Acolo am avut marea surpriză să nimeresc într-o redacție, am fost colegă cu Răzvan și Dani, care fac acum matinalul la Neața, în prima redacție națională FM, și toată lumea în jurul meu vorbea numai în elemente de jargon publicitar, toți erau în deadline-uri, toți erau în pitch-uri, toți erau în brainstorming-uri, toți erau în toate. Directorul de IT a deschis ușa și a zis, Mirela, tu ai Outlook? Și am zis, eu am Fiat. A fost bancul televiziunii un an de zile. Nu o chinuiți, vă rog, ea are Fiat. Lăsați-o în amarul ei. După care trebuia să mă întâlnesc cu un domn care a zis că nu se poate întâlni cu mine pentru că e într-un meeting. M-am dus acasă, m-am uitat la televizor și i-am zis bărbatul meu, ăsta își bate joc de mine, nu-i niciun meeting în București. Au putea să-mi spună că nu vrea să ne întâlnim. De acolo am plecat. Deci nu înțelegeam nimic, nu știam nimic. Am fost singur om de radio care prezenta piesele în limba română. Toni Teșiu, care este directorul de programe de la ZOO de acum, a zis, nu te chinui, lasă, tu nu zici piesa. Tu zici, vorbește că intră piesa singură, să nu cumva să te încurci, că nu nimeream butoanele întotdeauna când trebuia să le nimeresc. A fost o perioadă foarte frumoasă, dar eram cumva nefericită, neîmplinită, pentru că, apropo de ce a zis Sebi, că vrea să facă cântăreți, nu era ceea ce de fapt vroiam eu să mă fac atunci când eram mică. Eu vreau să mă fac educatoare, mie îmi plăceau copiii. Și într-o zi mi s-a întâmplat o întâlnire specială cu un tip care mi-a făcut un test. Și aș vrea să vă fac și vouă testul ăsta. Aș vrea să vă imaginați un deșert, să închideți ochii, să vă gândiți fiecare dintre voi și să vă imaginați un deșert. Îl vedeți? Deșertul? Sahara, da? În deșert încercați să vedeți un cub. Vedeți cubul? Lângă cubul acela încercați să vă imaginați flori? Le vedeți? Puteți să nu le vedeți. Tot în zona aceea unde avem cubul și florile, încercați să vă imaginați o scară. Vedeți scara? Alisa, ai văzut scara? Tot în partea aceea trebuie să vedeți un cal. Cine a văzut calul? Ok.
Și acum încercați să vă imaginați peste toate acestea o furtună. Aș vrea să vedeți și să vizualizați locul după ce a trecut furtuna. Ok. Acum o să vă povestesc rezultatul testului în ceea ce mă privește și fiecare dintre voi își evaluează testul. Eu am văzut un cub mic, verde, rubicub, din ăla. Cel care îmi făcuse testul și care mă știa că sunt expansivă, vulcanică, sunt o prezență foarte genul de femeie, puternică, a zis, cum tu, un cub atât de mic? Și am zis, da, păi dacă am văzut... Și a zis, asta spune foarte mult despre cum te vezi tu. Cubul acela suntem noi. Cubul acela sunt eu. Eu mă vedeam mică, verde, opacă. Am făcut testul de foarte multe ori. Sunt oameni care văd cubul cât piramidele. Sunt oameni care văd cubul jumătate cât ei. Vă faceți fiecare evaluarea proprie. Florile sunt copii și rolul pe care îl are copilăria în viața voastră poate să fie mai veselă sau mai puțin veselă, mai deschisă sau mai închisă. Scara sunt prietenii. Cine a văzut o scară înaltă, 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 înaltă? Cine a văzut o scară din lemn? Scările din lemn înseamnă relații calde cu prietenii, scările de metal înseamnă relații foarte bine conturate. Scara mea era foarte înaltă și bine înfiptă în pământ, cu fuștei de lemn foarte mult, se vedeau până sus. Cine a văzut calul? Calul este partenerul. Calul meu era foarte departe. Era îngrozitor de departe. Am întrebat o prietenă care a făcut testul și calul și a zis, ei, priponit lângă cup. Așa era calul, priponit. Să nu faceți testul cuplurilor. O prietenă zice, calul cu pete. Și bărbatul îi zice, care pete? Știi tu. După testul ăsta mi-am dat seama că, de fapt, stima de sine la mine avea o problemă foarte mare pentru că eu nu făceam ceea ce am visat să fac. Așa că am schimbat tot. În plină criză, apropo de ce spunea de vorbitorul meu, eu am început un business. De fapt, n-am început o afacere, am început o poveste. Pentru că eu cred foarte tare că Dumnezeu pune un gram de dumnezeire în fiecare dintre noi. Dacă noi descoperim care e gramul ăla de dumnezeire, reușim să facem lucrurile ușor și frumos. Așa că la 36 de ani, eu am început o afacere, care în momentul ăsta este locul întâi în România. Pe 31 mai o să fim prima trupă care va urca pe scena Sălii Palatului la 4600 de spectatori, unde doar mari artiști români și străini au îndrăznit să urce. Suntem o mână de oameni care am înlocuit educația formală cu spectacolul imaginației. Și ceea ce cred că a pus Dumnezeu în mine, talentul de a face părinții și copiii fericiți împreună, îmi aduce în acest moment satisfacție, bani, timp și, în primul rând, sunt sigură că mai am foarte multe capitole de scris în cartea poveștii mele. Vă mulțumesc frumos!